Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Andreea Racheriu, începem Focus. A devenit o problemă cunoscută la nivel mondial. Este vorba despre dependența de internet, declarată oficial boală mentală. Aceasta va fi introdusă în manualul american de diagnostic al bolilor mentale. Întreaga lume se confruntă cu problema dependenței de internet. Dacă s-a recunoscut oficial că este o boală mentală, înseamnă că lumea nu se confruntă cu o formă ușoară a dependenței. Autorii spun că este nevoie încă de cercetare pentru a stabili exact cum se manifestă și ce fel de tratament ar trebui aplicat pentru vindecare. Deocamdată se consideră că această dependență se comportă ca oricare alta, prin preocuparea intensă față de navigarea pe internet sau față de jocurile video, tentativele eșuate de a te lăsa și folosirea internetului în scopul de a atenua deprimarea. Acum nu știu ce să vă spun despre dependența de internet. Ideea este că internetul ne ajută pentru informații. Acum sunt și telefoanele care ne ajută foarte mult pentru a afla informații despre internet, însă cred că copiii de o anumită vârstă trebuie restricționați pentru accesul de internet. În America a fost recunoscută deja ca fiind o boală mentală, dependența. Ce credeți? Eu cred că mai avem 100 de ani până să ajungem la dependența de internet și să ajungem la nivelul Americii. Ce părere ai despre persoanele care sunt dependente de internet? Cred că ar trebui să se lase de acest lucru pentru că le ocupă timpul liber în care ar putea face mult mai multe lucruri. Adică să iasă afară și să-și trăiască viața. S-a ajuns la o situație în care această dependență este recunoscută în America ca fiind o boală mentală. Ce crezi? Eu cred că e posibil să fie adevărat. La fel ca și în cazul celor care au o dependență față de mâncare, nu există posibilitatea unei renunțări totale, deoarece calculatorul și internetul au ajuns să fie unelte indispensabile. Toți utilizatorii ar trebui să își răspundă la o întrebare: am ajuns la stadiul în care pot vorbi despre mine ca o persoană dependentă de internet?